revolta asăneștilor, regatul vlachilor și al bulgarilor. Cumanii au pătruns până în Bulgaria. Bulgaria, care nu mai există ca stat independent de la fioroasa represiune a împăratului bizantin Vasile II zis bulgaroctonul, o urmă reprezintă de pildă localitatea Cumanovo, unde s-au întâlnit în anii 1990 negociatorii militari ai Iugoslaviei și NATO. Or, în toată această regiune mai trăia încă o importantă populație de limbă română, care fără îndoială păstrasă un contact neîntrerupt cu românii de la nord de Dunăre. Acești valah se îndeletniceau în special cu creșterea uilor, de unde cu vremea termenul de vlah a devenit la bulgari și la greci sinonim cu cioban. În 1185, doi frați vlach din regiunea Târnovo, Petru și Asan, certați pe motive fiscale cu împăratul bizantin Isaac Angelos și fiindcă acesta refuzase continuarea unui serviciu militar al acestor vlach în armata bizantină, asmulțesc țintul întreg și pe vlach și pe bulgari împotriva împărăției. Cum după două ani de lupte soarta armelor le e potrivnică, ei trec Dunărea și se întorc de acolo cu alți români și cu călărimei cumană. Iar după un timp îi înving pe bizantini. Această imediată alianță română-cumană mă fac să cred că acei frați vlachi de la Târlovo aveau cu căpetinile cumane o legătură mai veche, poate chiar o încușcrire, întrucât numele Asan e un nume cuman. Petru și Asan vor prelua, însă, corona foștilor țari bulgari, căci aceasta reprezenta tradiția statală a locului întreruptă de bizantin cu 200 de ani în urmă. Un al treilea frate Ioniță, zis pe grețește de Caloianes, adică cel frumos sau cel viteaz, duce și mai departe ambiția familiei obținând o coroană regală de la marele papă Inocențiu al treilea. Corespondența între papă și Ioniță dovedește clar că acesta din urmă își reclama originea sa romană și că papa o recunoștea. Se știe ce bine informată a fost întotdeauna papalitatea. Lucrurile se vor încurca, însă, în urma cuceririi Constantinopolului în 1204, de către cruceații cei de la patra cruceade, deviate de la drumul ei, de lăcomia și viclenia venețienilor. Eveniment dramatic cu consecințe incalculabile, căci de atunci s-au înșvărășbit atât de rău bisericile din apus și răsărit, catolicii și ortodoxii, încât nu s-au mai putut împăca nici până azi. Ionita va părăsi obedența romană pentru a reveni la ascultarea față de patriarhul grec, refugiat la Nicea în Asia Mică. Și, purtând război cu croceații, cu frâncii, cum li se zicea, în 1205, îl va învinge la Adrianopol cu ajutorul cumanilor pe împăratul latin Baldovin de Flanda, care va pieri în beciurile de atârnouă. Dar statul asăneștilor, instalat în tradiția politică și culturală a primului țarat bulgar, nu va mai fi cunoscut după Ioniță ca regat al vlachilor și al bulgarilor, cum îi spun cronicarii frânci, ci numai ca al doilea țarat bulgar. Participarea inițială a românilor la această mare înfăptuire fiind cu vremea estompată, până la a permite afirmația chiar ridicolă a unei anumite istorografii bulgare că a fost vorba de un regat al bulgarilor și al ciobanilor.